de periculoasă este infectarea cu Omicron în comparație cu Delta, spre exemplu? Pentru cei care ne privesc. Este o nouă tulpină a virusului SARS-CoV-2. Prima dată a fost raportată la începutul lunii noiembrie, dacă nu mă înșel, în Africa de Sud și nu este tulpina sud-africană, așa cum s-a spus la început. Acolo a fost studiată mai intens, au fost studiate mai intens modificările virusului, s-a descoperit această nouă tulpină. Repet, din primele faze, acum pare că este mult mai contagioasă, dar totodată mult mai blândă ca și evoluție. Acest lucru, repet, s-a văzut din numărul de cazuri spitalizate. În Europa putem vorbi la momentul actual, la noi nu putem trage o concluzie mai repede de sfârșitul lunii februarie. Acest lucru, dat fiindcă este mai ușor, mult mai puțin agresivă decât varianta predecesoare, se traduce printr-un număr mai mic de internări, atât pe secțiile normale, cât și pe secțiile de terapie intensivă. De fapt, din punctul meu de vedere și nu numai, elementul principal de care trebuie să ținem cont în această pandemie și de care s-a ținut cont și până acum este numărul de pacienți internați în secția de terapie intensivă. Este un element, aș putea zice, foarte important, care ne arată agresivitatea tulpinii respective. Am putea da seama, spre exemplu, că suntem infectați cu această tulpină Omicron. Există niște simptome specifice? Da, sunt. Am dat seama? Specifice, și aici aș enumera câteva, doar durerea de cap, dificultatea de dormit, dureri musculare, oboseala și temperatura. Sunt cele mai, să zic așa, cele mai răspândite simptome, cele mai des întâlnite simptome. Din fericire, repet, din fericire, ce s-a observat până acum, nu au o evoluție către o formă agresivă.